Orațiu, felicitări, o victorie frumoasă, ai păstrat poarta intactă. Cum a fost această partidă? Da, mulțumim. Într-adevăr, a fost o partidă dificilă. Am întâlnit un adversar bun și cred că nu sunt degeaba pe locul 3, s-a văzut acest lucru. Ne bucurăm că am spart din nou gheața după două rezultate mai nefaste. Am obținut din nou 3 puncte și suntem bine în clasament. Ai avut câteva parade foarte bune. Ne-ai ținut în viață până în 75. Da, asta mi-e datoria, să ne ajute echipa cât mai mult posibil și la final să ne bucurăm. Un gol super marcat de Xian, nu știu dacă l-ai văzut din poartă. Da, am văzut călcăiu. Cu călcăiu, mă bucur pentru el, merita acest gol, etapa trecută arăta singur portar, acum s-a revanșat. Goluri cu dedicație pentru Papo. Da, suntem alături de el, ne pare rău și l-așteptăm cât mai repede alături de noi. Avem două meciuri săptămâna viitoare, unul în cupă, apoi cu Farul, marele meci, să zic așa. Da, toate partidele sunt dificile și trebuie să le tratăm foarte serios. Suporterii minunați au fost. Suporterii cred că nu mai au nicio nevoie de nicio prezentare, sunt incredibili, ne urmează oriunde în țară și cred că se vede acest lucru, ne împing de la spate. Yes.